Ne punem firesc întrebarea cum le-au putut dispare, unde s-au putut duce, de ce n-au lăsat nimic în urma lor material în așa fel încât să-i situeze într-un context de dispariție. Foarte greu de explicat de ce s-a întâmplat acest lucru pe un areal atât de mare în care existau 300-400 de mii de oameni. Ca acești oameni să dispară în același timp, ar fi nevoie de un cataclism natural, pentru că o invazie stepică ar fi fost mult prea lentă, o ciumă sau o boală endemică ar fi fost aproape imposibilă de pătrâle din acea vreme. Și atunci, rezonabil, privind și cronologia de care dispunem, cea biblică și cea arheologică, ar fi să ne gândim la un cataclism de genul potopului, care putea să se eradice realmente pe toți. Toți erau aproape la aceleași înălțimi, situați pe aceleași tipuri de pante. Nu putea exista un alt fenomen mai generalizat în acea vreme și în acel loc decât potopul.